În ciuda faptului că proiectul 100 de file de istorie din Carta Unirii s-a încheiat în urmă cu ceva timp, elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto au vrut totuși să ia parte la astfel de activități. Așa că muzeografii au răspuns prompt solicitării venite din partea școlarilor. Inspirându-vă de pe ecran, să reconstituiți această hartă. Haideți! Ce te-a făcut pe tine să participi astăzi la aceste activități? Mi s-au părut niște activități foarte interesante, unde am putut să învăț anumite lucruri noi. Că ai participat și la concursul județean de istorie acum în an centenar. Cum ți s-au părut întrebările? Cum a fost concursul? Concursul a fost destul de interesant. Au fost niște întrebări normale despre istoria țării noastre. Particip să învăț mai multe despre istoria României și despre strămoșii care au luptat în primul și al doilea război mondial. Spune-mi, cum ți se par activitățile? Sunt interesante, culturale, educative. Ce învățat din ele? Da. O să învățăm cine s-au unit cu țara românească, cum s-a format România și poporul român. Mă bucur să fiu aici în această zi, mă bucur că sunt român, prețuiesc această țară. Aici este un loc foarte frumos, fiind un muzeu destinat cu foarte multe activități dedicate centenarului. La noi, la Liceul Auto, s-au desfășurat multe activități datorită centenarului și este frumos să învățăm lucruri multe despre eroii noștri care au luptat cu succes. Proiectul cultural implementat de Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Copiii de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto au solicitat împreună cu cadre didactice reluarea unora dintre activitățile acestui proiect, activități legate de învățarea anumitor aspecte legate de unirea principatelor provinciilor istorice românești de la 1918. Astăzi avem o lecție interactivă, Ce știm despre unire, în care încercăm să reconstituim prin puzzle-uri, hărțile provinciilor istorice românești. Activitățile pe care le-am văzut desfășurate în cadrul acestui muzeu au fost foarte educative, în același timp culturale, în același timp științifice și au atras atenția atât a colegilor mei cât și a elevilor și au fost dornici să participe la o parte dintre activitățile desfășurate de muzeu în cadrul acestui proiect. Elevii au învățat despre unirea provinciilor istorice românești de-a lungul istoriei, 1600-1859-1918, dar și despre stemele celor patru provincii istorice românești. Tinerii au cântat versurile unor cântece patriotice care au însuflețit românii pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.